că dacă își dorește un drum în sat, va trebui să părăsească Partidul Liberal-Democrat din Moldova. Și atunci ce nu face un primar pentru a contribui cumva la dezvoltarea satului dumneiei? Ca și bonus la această decizie a dumneiei, a primit și o ofertă de a construi în sat de către Fundația Edelweiss sau unui teren de joacă pentru copii. Și acesta este motivul pentru care doamna Moșneguță părăsește Partidul Liberal Democrat din Moldova. O situație similară este în satul Șerpeni. Aninindu-le unde primarul este și el în proces de a părăsi Partidul Liberal Democrat, exact din aceleași motive. Acum, haideți să ne oprim asupra satului Dereneu din Călăraș, un conflict pe care îl cunoașteți. Și primar în această localitate este doamna Elena Osărele, membra Partidului Liberal Democrat din Moldova, care iarăși se confruntă cu probleme serioase și o presiune enormă din partea Partidului Democrat. Trecem peste faptul că i s-a făcut oferta de a adera la Partidul Democrat din Moldova. Dar problema este că această comunitate este pur și simplu terorizată de organele de poliție, care înlănțuiesc și blochează accesul oamenilor la biserica din localitate. Chiar ieri dumneiei, împreună cu preotul din localitate, ne-a vizitat, ne-a adus un dosar foarte voluminos în care există cererile scrise de mână de majoritatea locuitorilor din satul de Reneu, prin care își doresc ca biserica din localitate și parocul bisericii să rămână același și să facă parte din Mitropolia Basarabiei.